aceeași înfățișare? Dar se vede că ești foarte perspicace, dar oare e de ajuns? Marten, îți spun că te cred. Retrag cele spuse. Nu ești trișor, dar tot nu înțeleg. De ce m-ai legat? Domnița ar vrea să audă o explicație. Unde e Marten? Marten? Care Marten? În fața ta se află ducele de Bombay. Ducele de Bombay? Ești mai urât ca în fotografie. Te sfătuiesc să renunți la tonul acesta, doamnă. Vai, ce frică îmi este! Chiar dacă sunt legată, tot se pot face bucățele. Nu de mine trebuie să-ți fie frică, ci de cutremur. La următorul seism, dărăpânătura asta se va prăbuși. Mult noroc, draga mea! Uiți un amănunt, stimate domn! Când Oscar va vedea că am dispărut, va face totul să mă găsească! Asta nu e o problemă! Mă voi debarasa și de Oscar curând! Nimeni nu mă poate împiedica să... Să-i iau lui Oscar ceva la care ține cel mai mult pe lume! Văd că ești bine informată! Știi, și eu am ținut în mână pergamentul pe care l-a găsit Oscar și eu voi fi primul care va descoperi secretul din Providence! Nimeni nu va descoperi secretul din Providence! În orice caz, nu tu! Greșești! În închisoare un deținut mi-a dat un indiciu indispensabil în căutarea secretului. În câteva ore, secretul din Providence va fi al meu. Tu cele va câștiga bătălia, domniță. Să nu mai îmi spui domniță. Nu sunt și nu voi fi domnița ta. Ei bine, spune-mi cum te numești. De ce? Vrei cumva să-mi oferi flori de ziua mea? Nu e deloc plăcut să fii în pielea cuiva fără să știi cum îi cheamă. Am să mă distrez puțin cu Oscar înainte să mă debarasez de el. Îți interzic să fii eu! La revedere, domniță! E aici?